Băi, dar băiatul ăsta face nebunie aici. Ia să-l oprim. Este defectat aparatul. Să-i dai eu ței, te-am prins. Ia că am economisit 3 milioane. Dacă îți pasă și apeși, îl oprești pentru un minut. Trebuie să apeși mai des. Trebuie să stai cu ochi pe el. Atât așa așteaptă, să te întorci și el îți distrugă banii publici. Cam așa e joaca aici. Vine și poliția să vegheze. Nu sară nimeni la bătaie. Să încerce să fure milioanele și miliardele. O, câți bani au tocat. El și are de gând să le pornească, dar nu e ecologic. Nu. Ți-o-i dai eu ție. Te dau în judecată. Butonul nu vă funcționează. E corupție aici. Aici e corupție. Nici o pauză, nici ea că distrug banii. Ea că distrug banii. Aici tătă e cumpărat. Tătă e cumpărat aici. Tătă e de-a voștri. E așa de voluntari anticorupție să vegheze. Să apese din când în când pe buton. Dar vă dă voi partidul? Ia că o să piese voluntar Amuș. Ia chiar așteaptă să-i vină rândul. Brava, brava. Apasă, apasă. Am salvat. Ia că ați număr acolo câți bani ai salvat. Cetățenii orașului au salvat până am aproape 3 milioane jumate. Gata, dacă de-aia. Ne-am implicat fiecare, am salvat toți banii publici. Da. Dacă am fi mereu cu ochii pe ei... Dacă am fi atenți, responsabili, am salvat toți banii publici. Dar dacă am trecut pe alături, eu câți bani au distrus. Rău ăsta. Tă din cauza ta. Sau și din cauza noastră, că trecem pe alături. Din cauza noastră că suntem indiferenți. Trecem pe alături, da. Spectacol. Da. Să vedem. Să te implici, să pui mâna pe ceva. Simți că participi. E vorba despre un eveniment, desigur, un happening, în care încercăm să arătăm că oamenii contează și că oamenii pot pune pauză corupției, pot salva resursele publice prin implicarea personală. Desigur, nu tot în bani adevărați, totul este o butaforie. Metaforă. Dar cred că este important să schimbăm un pic paradigma în care funcționează societățile noastre și să spunem oamenilor că faptele de corupție, dacă nu sunt raportate, rămân în obscuritate. Nu pot fi găsite de organele de aplicare a legii și că ține de fiecare dintre noi să apăsăm în mod simbolic acest buton în viața de zi cu zi și să oprim corupția. De ce este acum, la 30 de ani, da? Țara are 30 de ani, s-ar părea că e metastază deja această corupție? Sau nu este așa? Așa nouă mi se pare dintr-o parte că deja sunt metastazele astea și nu mai e chip să salvăm țara. În regiunea noastră corupția este o problemă și fiecare dintre statele din regiune încearcă să-și găsească un drum propriu în rezolvarea acestei probleme. Noi credem la RAI cu tărie, avertizorii de integritate joacă un rol foarte important în acest puzzle de rezolvare a problemei pe care o avem cu toții, care este corupția. Deci, până la urmă, să înțelegem că rămânem optimiști în continuare. Rămânem optimiști, dar trebuie să înțelegem, de asemenea, că ține și de noi. De fiecare dintre noi și de implicarea noastră, de curajul cu care ne asumăm să vorbim despre lucrurile pe care le vedem în jurul nostru.
resursele acelea pe care le vedeți stocate, asta e doar un mod de a le arăta. Ele, într-adevăr, se pierd. Prin faptele de corupție, resursele publice sunt luate dinspre zonele care au nevoie de ele, cum e educația, sănătatea, infrastructura, și băgate în buzunarele personale ale celor care își permit să gestioneze aceste resurse. Și atunci, implicarea fiecăruia dintre noi, apăsarea pe buton, salvează resurse publice. Vedeți? În acest cadru observați și câte resurse publice au fost salvate până acum în Republica Moldova prin apăsarea acestui buton în mod simbol. Mai des, dacă cetățenii ar apăsa un astfel de buton, ar învăța în sfârșit să înțeleagă până la urmă ce înseamnă corupția. Eu cred că cetățenii Republicii Moldova intuiesc ce înseamnă corupția. Cred că ceea ce trebuie să învățăm cu toții este cum putem noi, prin acțiunile noastre, să oprim acest flagel. Nume pe nume. Laura Ștefan, chairperson, Regional Anticorruption Initiative. Putem să aflăm cât a costat proiectul ăsta și cine plătește? Uniunea Europeană plătește. Suma exactă o găsiți pe site-ul RAI. Aproximativ. E un proiect în mai multe țări, ar trebui să vorbim cu colegii mei, nu vă pot da acum această valoare. E ca ecologist, îmi pasă și de hârtie ce e printată și după aceea e distrusă. De plasticul ăsta care e la cutie, butonul ăsta și pe timp de pandemie mă tem că oprim poate un pic corupția, dar răspândim ceva virus. Sper că dezinfectați din când în când butonul. Mulțumesc și eu. Cum comentezi, Olga, proiectul? Ai văzut, te-ai lămurit? Da, am analizat. Și apăsat tu butonul, da. Participă, sunt oameni de bine, oameni responsabili. Și cred că inițiativele acestea trebuie să continue, să fie consolidate, să fie susținute. Este foarte important să ne simțim parte a societății și să simțim că putem schimba ceva. Nouă ni se insuflă de 30 de ani că suntem incapabili să schimbăm ceva. Totul suntem mici, deja, toți corupți, toți vinovați. Totul deja e cumpărat, totul deja e decis, totul este deja hotărât și totul este controlat. Nu este adevărat. Vă îndemn să nu ne temem și să ne implicăm, pentru că dacă ne vom implica și cât mai mulți și cât mai multe, vom reuși într-adevăr să schimbăm. Și asta este o inițiativă foarte mai expresivă, care este una, ar trebui să fie mai multe și ar trebui să participăm cu toții și să ne învățăm și rudele și copiii. Mersi! Mulțumesc eu!